Timp de 4 zile, între 27 și 30 august, la Kennesaw, Atlanta, în Statele Unite, s-a desfășurat campionatul mondial de biliard artistic. Acolo a fost și românul cu origini mușcelene, Gabriel Vișoiu, într-o competiție puternică ce a numărat la start 30 de concurenți. Și dintre aceștia, cel mai bun punctaj la final l-a avut chiar românul, 266 de puncte care i-au adus trofeul cel mare și mai ales titlul mondial. Gabriel Vișoiu a avut un început perfect de competiție, a stat tot timpul în fruntea clasamentului și a rămas să se bată până la final cu americanul Andy Segall și francezul Florian Kohler. Cu 14 puncte avans înaintea ultimei runde, românul avea prima șansă la titlu, pe care a și concretizat-o. Gabriel Vișoiu a devenit în premieră campion mondial absolut și tot la concursul de la Kennesaw, mușceleanul a mai câștigat și alte două titluri de disciplină. Special Arts cu 39 de puncte din 40 la Stroke Shots cu 40 din 40. Este pentru prima oară când câștig titlul de campion mondial absolut la biliard artistic. Am multe titluri de campion de disciplină, chiar și acum am câștigat două, dar titlul cel mare îmi lipsea. Sunt foarte fericit și vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au susținut. Acum am în palmares Cupa Mondială și Campionatul Mondial, mai lipsește doar titlul la SPN Trick Shot Magic, un fel de turneul campionilor care urmează în octombrie în Florida. Sărbătorim un pic, după care înapoi la masa de antrenament, a declarat Gabriel Vișoiu pentru Mușcel TV și pentru site-ul sportinmuscel.ro.